Vitalie încă îi mai auzea râsul melodios, zâmbetul ei bulând era încă prezent uneori, degetele încă îi mai simțeau pielea catifelată și moale, buclele elastice ale părului luxuriant îi erau prezente în memorie. S-a trezit, dar a rămas mult timp în pat, retrăind visul pe care îl avusese aproape în fiecare noapte de ani de zile. Trecuseră mai bine de 10 ani de când se despărțise de Maria, dar nu și uitase niciodată dragostea, iar durerea despărțirii era din ce în ce mai evidentă în ultima vreme. Brusc, și-a amintit cu claritate prima lor întâlnire. După școală, Vitalie s-a înscris imediat la facultatea de medicină, așa cum visase încă din copilărie. Părinții mulțumiți i-au dăruit fiului lor o mașină ieftină pentru a sărbători admiterea sa nu erau bogați, nu dețineau funcții înalte, un simplu inginer și profesoară. Dar fiul lor, care a reușit să intre în departamentul finanțat de stat al unei universității de medicină de prestigiu, a primit un cadou din banii economisiți pentru a cumpăra o vilă. Maria, o fată dintr-o familie foarte bogată, a studiat în aceeași clasă cu Vitalie. Deși părinții ei dețineau un lanț de restaurante și ar fi putut să-și trimită fica la orice instituție de învățământ din străinătate, Maria însă și a ales Universitatea de Medicină și s-a înscris singură. Ea s-a înscris cu finanțare de la stat. Vitalie a venit la clasă puțin mai târziu. Aproape toate locurile din sală erau ocupate. Mai rămăsese un singur loc, pe margine, lângă o fată care se concentra să scrie. Îmi permiteți? a întrebat băiatul. Fata a ridicat capul și s-a uitat la el atunci, Vitalie și-a dat seama că era pierdut. În mod necondiționat. Fără condiții. Ochii verzi, fără fund, îi ardeau inima. Și-a aruncat pe spate o coamă de păr blond și creț și-a dat din cap. Vă rog, Vitalie! Maria! Nu a mai rostit niciun cuvânt. Dar pe tot parcursul prelegerii, băiatul se simțea ca și cum ar fi fost ars de fată, inima îi se scufunda, vată în urechi. Nu auzise niciun cuvânt pe care profesorul îl spusese în prima zi la universitate. În timp ce studenții ieșeau din sală, Vitalie s-a apropiat de Maria. Pot să vă conduc? Mulțumesc, sunt bine! Maria era stânjenită. Tatăl meu și-a trimis șoferul să mă ia. Vitalie a roșit. Se simțea teribil de inconfortabil. Într-adevăr, Maria ieșea în evidență printre colegii ei de clasă. Era plină până la refuz, haine de firmă, bijuterii scumpe, accesorii. Ce idiot! Unde te duci? Băiatul s-a întors repede și era pe punctul de a pleca, retrăgându-și rușinea, dar deodată Maria l-a oprit. Vitalie, nu te supăra! Mâine am să-l rog pe tata să nu trimită o mașină pentru mine! Iar noi doi vom face o plimbare împreună, bine! Și aripile sunt din nou ridicate! Ce puțină fericire îi trebuie unui tânăr îndrăgostit! De atunci încolo a condus-o pe Maria acasă în fiecare zi. Sau, mai bine zis, până la uriașul conac luxos din centrul orașului, unde Maria locuia cu părinții ei. Tinerii au devenit foarte apropiați și nu puteau trăi nici măcar o zi unul fără celălalt. Abia s-au despărțit acasă la Maria și, în jumătate de oră, vorbeau deja de parcă nu s-ar fi văzut de o săptămână. Părinții lui Vitalie au privit cu zâmbetul pe buze prima dragoste a fiului lor. Era cufundat în ea. Cu toate acestea, relația cu Maria nu a interferat cu studiile sale. Și lasă-l să se iubiască singur, au decis părinții, principalul lucru este să termine universitatea și apoi se poate gândi la căsătorie. Și le plăcea foarte mult prietena fiului lor. Era frumoasă, inteligentă, hotărâtă. Dar părinții fetei aveau o atitudine foarte diferită față de Vitalie. Tatăl său, autoritar și strict, după ce a aflat despre sentimentele singurului său copil, a ordonat categoric: Maria, scoateți din minte această prostie. Nu am nevoie de un ginere care nu a câștigat niciun ban în viața lui. Iar părinții lui sunt niște intelectuali săraci. Uită de el. Am planuri mari pentru tine, mai ales pentru căsătoria ta. Dar, tată! Maria se uită la tatăl ei în lacrimi. Implorând. Eu îl iubesc pe Vitalie. Și nu mă mărit încă. Mai am încă aproape patru ani de studiu. Apropo. Dacă te căsătorești bine, nu va mai fi nevoie să înveți. A tăiat sever tatăl. O să te descurci în viață cu un soț bun și înstărit, nu va trebui să muncești. Ca și mama ta. Toată viața ei a stat acasă, a avut grijă de tine și de ea. N-a avut nevoie de nimic. Ce e în neregulă cu această viață? Dar eu vreau să fiu doctor. Vreau să cu oameni. A fost visul meu de când eram mică. Conversația asta s-a terminat. În curând nu vei mai avea timp să înveți. Maria a fugit în camera ei în lacrimi și, sunându-le pe Vitalie, i-a relatat conversația cu tatăl ei. Băiatul era fervent indignat. Ce fel de chestie este asta? Tatăl tău nu are dreptul să decide în locul tău. Nu te supăra, o să ne gândim noi la ceva. La urma urmei, putem semna căsătoria pe ascuns de părinții tăi și să o facem un fapt împlinit. Vitalie habar n atunci cât de simplă și crudă va fi familia iubitei sale. Ei bine, e timpul să ne ridicăm și să mergem la muncă. Bărbatul a făcut un duș, a luat micul dejun fără poftă de mâncare și a plecat la serviciu la primul spital clinic regional, unde lucra de 10 ani, imediat după universitate. Așa cum se întâmpla în fiecare zi, iubita lui muncă l-a înghițit cu totul și toate gândurile amare și amintirile dificile pur și simplu i-au alunecat din minte. Și Vitalie chiar își iubea meseria. Era mândru de fiecare dintre pacienții săi vindecați. A trăit fiecare eșec, fiecare lacrimă a unui pacient incurabil. Astăzi, o coadă imensă se adunase deja în fața biroului său. După ce i-a salutat pe toți, Vitalie a mers în biroul său și a început imediat să primească pacienții. Până la sfârșitul orelor de primire, coada nu scăzuse. Dar era necesar să meargă la secție pentru ca în spital să poată efectua operațiile. Când a ieșit din birou, bărbatul a privit mulțimea cu regret și a cerut scuze și, invitându-i să revină a doua zi, a părăsit clinica și a mers la secția de internare. Pentru astăzi erau programate doar trei operații necomplicate. Dar era totuși obligat să rămână acolo până seara. Dintr-o dată a apărut un eveniment neprevăzut care a necesitat o intervenție chirurgicală urgentă. Se făcuse seara târziu. Vitalie era obosit să completeze fișele de caz și să prescrie tratamente și medicamente. Dintr-o dată, o asistentă s-a uitat pe ușă. Vitalie este nevoie urgentă de dumneavoastră în sala de operatie. A avut loc un accident de mașină, victima este în stare gravă. Vitalie s-a dus repede în sală și a schimbat hainele și a văzut o targă adusă pe ușă, pe care era întinsă o femeie tânără. Întregul ei corp și fața erau acoperite de sânge. Cu un ochi antrenat ca un profesionist, a identificat cele mai afectate părți ale corpului și a ordonat. Anestezie Mai întâi ne vom ocupa de fracturi. Timp de câteva ore Vitalie a lucrat fără să se uite la fața pacientului în stare grea. În cele din urmă, toți pașii necesari au fost făcuți și bărbatul a spus obosit, adresându-se femeii operate, știind că sub influența anesteziei tot nu va auzi nimic. Gata, dragă, în curând vei alerga. Brusc și-a pierdut vocea la jumătate de cuvânt. Abia acum s-a uitat cu atenție și a recunoscut în victima Mariei sale, Maria, iubita lui, cea la care visase din totdeauna. Doamne, ce se întâmplase cu ea? Când Maria a fost dusă în camera de recuperare, Vitalie a fost hotărât să rămână la serviciul de noapte și să aștepte până când Maria își va recăpăta cunoștința. Era trecut bine de miezul nopții când femeia a deschis ochii și a întrebat cu buzele uscate. Vreau să beau. Așezându-se lângă ea, Vitalie s-a plecat și și-a tamponat buzele cu o cârpă umedă. Ai răbdare, Maria, încă nu se poate. Maria abia a întors capul și, văzându-le pe Vitalie, a strigat încet. Vitalie, tu ești. Unde sunt? Eu, Maria, iar tu ești în spital. Prinsă într-un accident de mașină. Eu te-am operat. Ai mai multe fracturi și o ușoară comoție cerebrală. Te vei face bine în curând. Dintr-o dată femeia a început să plângă. De ce, Vitalie, de ce m-ai salvat? Oricum mă va găsi și mă va ucide. Ce spui, Maria? Bărbatul este uimit. Cine te va găsi? De ce te va ucide? Ești în pericol? Da? A strigat Maria. Soțul meu s-a hotărât să mă omoare. Dintr-o dată, Vitalie s-a calmat și a revenit și a spus ferm. Spunem ce se întâmplă în viața ta. Și despre tentativa de omor. Și despre soțul tău. Și despre decizia lui de a ucide despre tot. Maria a început obedient povestea și a vorbit timp de aproape două ore. În tot acest timp, Vitalie a ținut-o de mână și a mângâiat-o liniștitor. Și în inima lui se cutremura de cruzimea monstruoasă, iar părul îi se ridica în picioare să suporte tot prin ce trecuse biata Mariei. Când Vitalie și Maria au decis să se căsătorească în secret, a doua zi Maria nu a mai venit la universitate. Băiatul o tot suna pe iubita lui. Dar interlocutorul era în afara razei de acoperire. În cele din urmă, destul de îngrijorat, abia așteptând să se termine cursurile, Vitalie s-a grăbit la casa Mariei. Nici măcar nu l-au lăsat să intre pe poartă. Doar tatăl fetei a ieșit și a spus aspru: Să nu mai vii aici! Maria se căsătorește peste câteva zile și pleacă în luna de miere. Nu o să o mai vezi niciodată. Dacă ești prea insistent, cei dragi ție vor avea de suferit. Nu poți avea prea mulți părinți ca să pierzi unul câte unul. Gândește-te la asta. Fica mea este o fată sensibilă și ascultătoare. A fost de acord cu raționamentul meu și a acceptat propunerea mirelui. Cum a supraviețuit Vitalie în următoarele câteva luni a fost de neînțeles. Ca un vis. Ca o iluzie. Ca un film fantastic, când realitatea se amestecă cu fantezia. A reușit să-și vadă iubita o singură dată. Când ea și tatăl ei au venit la universitate pentru a-și ridica actele. Atunci, într-un act de disperare, a alergat spre ei. Dar Maria s-a întors indiferentă, iar tatăl său i-a arătat fotografii de la nunta fiicei sale. Așadar, era adevărat. Inima lui a continuat să sângereze, dar Vitalie s-a calmat și s-a adunat, hotărând să nu se mai gândească niciodată la Maria, deși o iubea încă în visele sale. În acea zi, în timp ce tânărul cuplu făcea aranjamente la telefon, tatăl Mariei a auzit conversația din fața ușii și totul a fost stabilit. A intrat în camera fiicei sale, a luat telefonul și l-a deconectat de deci ce ai decis să mergi împotriva voinței mele? Bine. Am vrut să fiu drăguț, dar se pare că nu înțelegi un limbaj normal. Atunci îți voi da detalii despre ce se va întâmpla în continuare. Mâine vei merge la universitate și după ore, sau poate chiar imediat, vei da o fugă la registratură. Veți depune o cere. Peste o săptămână sau cam așa ceva, logodnicul tău va fi găsit pe un teren viran ca de obicei. În drum spre casă, noaptea târziu, niște golani l-au bătut și l-au jefuit. Și bătăușii l-au bătut atât de rău pe tip, încât nu a supraviețuit. Particip la înmormântare, îl plângi pe cel drag. Și apoi faci ce-ți spun eu, oricum. Stă în puterea ta să elimin legătura inutilă din orice s-ar putea întâmpla cu moartea Mirelui. Fii de acord cu mine imediat depinde de tine. Și bărbatul a ieșit din cameră. Maria stătea uluită de cuvintele tatălui ei și a înțeles că numai ea îl putea salva pe Vitalie. Fata nu s-a îndoit nicio clipă că tatăl ei își va pune în aplicare amenințările. După ce a petrecut întreaga noapte fără somn, plângându-și toate sentimentele și emoțiile, dimineața Maria i-a dat tatălui ei un răspuns pozitiv. Acolo, tatăl ei a zâmbit cu satisfacție. Ai ales varianta corectă. Și, crede-mă, nu vei regreta. Te iubesc. Ești singura mea fică. Și fac toate astea pentru viitorul tău. Ține minte ce-ți spun, îmi vei mulțumi. O săptămână mai târziu, Maria a fost prezentată viitorului ei soț, fiul tovarășului tatălui ei, frumosul și flamboaiantul Arsenie. Și în decurs de o lună s-au căsătorit. Arsenie era un tânăr egoist răsfățat și arogant. Își disprețuia în mod deschis soția și ieșea în stânga și în dreapta. După un timp, și-a descoperit o altă pasiune. O pasiune nesănătoasă pentru jocurile de noroc soțul a pierdut sume uriașe la masa de joc. Din când în când și câștiga. Atunci era întoane bune și chiar îi vorbea frumos soției sale, îi făcea marele hatâr de a intra noaptea în dormitor. Dar era deosebit de greu pentru Maria când pierdea. Atunci soțul ei își descărca furia și iritarea pe soția sa. Curând, Arsenie nu se mai oprea la umilințe și abuzuri morale. După fiecare partidă nereușită, se îmbăta și își bătea soția. Într-o zi, Maria s-a hotărât să-i spună totul tatălui ei și să-i ceară ajutorul. Răspunsul tatălui ei pur și simplu a terminat-o pe nefericită fată. Nu e nevoie să-l vorbești de rău pe Arsenie. Mă întâlnesc cu el în fiecare zi la birou. Un tânăr foarte decent. Și un om de afaceri talentat l-am făcut deja adjunctul meu. Iar pentru tine, în loc să te plângi de soțul tău, e timpul să faci un copil și să ai grijă de nepotul meu. Sufer de vie, așa că inventezi minciuni despre ginerele meu. Acum Maria a înțeles că viața ei se transformase într-un iad și că nu va ieși niciodată din laștină. Va trebui să sufere și să fie chinuită până la moarte. Și această suferință nu va avea sfârșit. După cinci ani de tortură conjugală nesfârșită, tatăl Mariei moare. La început, tânăra femeie a răsuflat ușurată. Acum putea să divorțeze. Fără tată, deci și Vitalie nu mai este în pericol. Dar nu a fost să fie așa. Arsenie a primit întreaga afacere prin testamentul socrului său, cu o singură condiție, va fi proprietar doar atâta timp cât va fi căsătorit cu Maria. Chiar și de la celălalt capăt al lumii, tatăl său a reușit să-i zdrobească speranțele de fericire. Numai că Arsenie nu dorea deloc să trăiască alături de odioasa lui soție. Și nici nu voia să divorțeze și să piardă bani. Din ce în ce mai mulți bani erau cheltuiți pe jocuri de noroc. Ca un abis. Așa că bărbatul a venit cu ceea ce credea că este un plan minunat. Simplu și puțin costisitor. Un simplu accident. A fost o soție și a dispărut. El nu a avut nimic de a face cu asta. Avea un alibi de 100%. Și libertate totală. Așa a avut Maria un accident de mașină. Maria a tăcut, iar Vitalie a stat stupefiat câteva minute, încercând să digere ceea ce auzise. Doamne, Maria, câtă suferință ai avut de îndurat, dragostea mea! dar acum ești în siguranță. Sunt aici pentru tine și nu voi lăsa să fii rănită. Dintr-o dată s-a auzit un zgomot pe coridor. Vitalie s-a ridicat și a ieșit din cameră, promițându-i Mariei, speriată, că va rezolva totul și se va întoarce imediat. La intrarea în secție erau trei bărbați înfricoșători, care încercau să treacă de gardieni. Ce se întâmplă aici?" A spus Vitalie cu severitate în timp ce se apropia. Cine sunteți voi și ce vreți? Vrem să știm despre femeia care a fost adusă aici după accident. A răspuns unul dintre ei. Brusc, un plan i-a venit în minte lui Vitalie și. Așa cum se spune, puzleul s-a asamblat. A murit pe masa de operatie. Să vină rudele la Morgă peste două zile pentru identificare. Mâine se va face o autopsie. Pe fețele bătăușilor se citea o expresie de ușurare evidentă. Și-au cerut scuze și au plecat. Asistenta care auzise totul a întrebat uimită. Doctore, pacienta este cu adevărat moartă. Vitalie a adus-o pe asistentă în sala de tratament, a expus pe scurt situația și a cerut ajutor și liniște tânăra, care îi plăceau melotramele, i s-a făcut milă de nefericita pacientă și a fost de acord cu planul doctorului. Dis de dimineață, un cadavru acoperit cu un cearșaf a fost scos cu rotile din camera în care Maria zăcea pe o targă și a dus-o la morgă. Patologul, coleg de facultate și prieten al lui Vitalie și al Mariei, Gleb, a înțeles imediat esența problemei și a emis o soluție. La morgă se afla încă cadavrul neidentificat și nerevendicat al unei femei fără domiciliu stabil. Cadavrul era mutilat și nu putea fi identificat cu certitudine. Așa că s-a hotărât ca femeia să fie trecută drept Maria. Așa s-a procedat. Se presupune că soțul îndurerat a luat cadavrul într-un sicriu fără să se uite la el și s-a făcut. Vitalie a demisionat din spital. De mult timp fusese invitat pentru o promovare într-un oraș balnear îndepărtat. Cu ajutorul unuia dintre pacienții să-i salvați, un reprezentant al autorităților. Vitalie a reușit să se căsătorească cu Maria sub diferite documente, iar soția s-a i-a luat numele de familie. Astfel, urmele cuplului s-au pierdut. Cu toate acestea, nimeni nu-i căuta. Arsenie era mulțumit și fericit. El era considerat oficial văduv. Numai că pasiunea pentru joc l-a condus foarte curând pe fostul soț al Mariei, mai întâi la faliment, apoi la sărăcie și în cele din urmă la o celulă de închisoare, când, pentru a se mai juca cel puțin o dată, a încercat să jefuiască magazinul și l-a ucis pe paznic. Acolo, în spatele gratiilor, Arsenie a murit înainte de a putea fi eliberat. Iar Vitalie și Maria au trăit în dragoste și armonie toată viața lor. Până la bătrânețe. Pe malul mării. După ce au crescut patru copii.